Paul Pârvulescu avansează. Pârvulescu într-o zonă din care a marcat acel gol splendid împotriva Astrei Ploiești. Jocul se mută din nou în dreapta la Chipciu. Păstrează mingea în joc fostul mijlocaș al Brașovului. Pasă pentru Tatu, ajunge primul la minge. Brazilianul Tatu în fața porții. Gol! Steaua! Gol! Raul Rusescu, început lansat al echipei lui Mihai Stoichiță după doar 6 minute. Tibi Bălan, cel care a fost acolo în centru, cel care a pus latul la pasa lui Tatu. Iată că tot vorbeam de ineficiența lui Tatu. Excelent, s-a descurcat brazilianul. De remarcat însă și pasa pe care a dat-o Alex Chipciu. Iată, o minge între doi. Tatu, tatonat acolo de Daniel Lung, trimite înapoi și Tibi Bălan din 6 metri nu putea rata. Tibi Bălan marchează împotriva fostei echipe. Oficialii Stelei erau foarte optimiști înaintea acestei partide. Finanțatorul Roșialbașilor spunea într-o intervenție la DigiSport Special cu puțin timp înainte să înceapă acest meci că Dinamo centrează. Tibi Bălan pentru Rusescu. Gol! Steaua! Gol! Raul Rusescu! Golul cu numărul 11 în acest sezon din Liga 1 pentru cel mai prolific marcator al Stelei și deja Steaua se distanțează pe tabelă. 2-0, super execuție din partea lui Raul Rusescu. Am văzut și aseară în Ștefan cel Mare cu ce execuție a marcat primul gol al meciului atacantul Petrolului Ionuț Amza. Acum Rusescu are și el o execuție foarte frumoasă. Se pune din acest moment doar problema scorului. Steaua este însă departe. Rezervă în partida cu Steaua. Acum Tănase, în care Tănase șutează, bară gol! 3-0 pentru Steaua, minutul 35. Descătușarea lui Tănase. Vedem o reacție nervoasă, a lovit cu piciorul acele panouri publicitare. 3-0, încă o acțiune foarte bună. Acum trebuie însă ținut cont și de fragilitatea defensivei Sportului. Este pentru prima oară când Steaua marchează 3 goluri într-o partidă de la victoria din derbiul cu Dinamo din luna noiembrie anului trecut. Tănase la al treilea gol din acest sezon în Liga 1. Bergambir nu mai înscrisese de la victoria în fața Concordiei Chiajna cu 2-1. Bară gol și Steaua are 3-0 cu Sportul Studențesc. Doar în meciul cu CSM Ioveni din runda a doua a sezonului, Steaua a reușit să marcheze mai mult de 3 goluri. A fost 4-0. De fapt, astea sunt victoriile cu mai mult de 2 goluri ale Stelei, cu CSM Ioveni, cu Dinamo, acum cu Sportul, 3-0. L-am văzut și pe Execută Ferfelea, centrare la care Stanca nu iese prea bine, balonul la Curelea și este gol pentru Sportul. Gol marcat de Stancu, noul intrat, reduce din diferență echipa lui Daniel Isăilă și Stelian Stancu punctează contra echipei unde a jucat în Champions League în 2006. 3-1 Steaua Sportul Studențesc. Cât de rău a ieșit Răzvan Stanca, iată, nu e bine să n-ai de lucru ca portar. S-a văzut la această fază că Stanca nu a fost concentrat, a ieșit rău, l-a doborât acolo pe finalul turului, fie în pauza competițională. Am văzut și pe Florin Costea ceva mai devreme, el la încălzire, alături de alți coechipieri dintre rezervele Stelei. Roșalbaștii combină în marginea careului Sportului. Tatu! A treia pasă de gol dată de Tatu, care celebrează cu mâinile în aer. Golul cu numărul 4 al Stelei, marcat Chipciu. Ar trebui aplauze și pentru Leandro Tatu. Nu e ușor să dai 3 pase decisive la 4 dintre goluri
echipei tale. Poate aici să își revizuiască puțin atitudinea Stelei. Cât de bine a Ciu ca un vârf autentic, un jucător cu un simț al golului incredibil. Practic, Kipciu trebuia să fie în locul lui Tatu, în banda dreaptă și să centreze pentru brazilian. Rolurile s-au inversat. Kipciu la al doilea gol consecutiv în care punctează pentru Steaua după ce a marcat și la Târgu Jiu contra Pandurilor. Acum Kipciu își trece în cont al șaptelea gol din acest sezon, 2 în tricoul Stelei și 5 la FC Brașov în tur. Am văzut și modul în care